și cu mama lui să discute mai multe despre succesul unei cărți ce reprezintă, vă spuneam, cartea unei generații. A declanșat o adevărată isterie printre copii, iar statisticile spun că peste 200 milioane de micuți din întreaga lume au citit această carte. Jurnalul unui puști al lui Jeff Kinney are mulți fani și în România. Este o carte simplă și amuzantă. Un jurnal cu imagini despre viața unui puști, elev de școală generală, cu frământări specifice vârstei lui. Cărțile astea au avut succes și părinții s-au bucurat de ele. Pentru că e amuză pe copii și chiar se pot sunt fericiți când citesc și ca dovadă că noi am continuat seria până ziua de azi, am ajuns la volumul al 13-lea. Flăduț are 8 ani, în timpul liber cochetează cu vlogging-ul și îi place la nebunie să citească. Seria Harry Potter i-a deschis apetitul pentru lectură, iar jurnalul unui puști este în acest moment cartea lui preferată. Ce ai învățat tu din aceste volume, din jurnalul unui puști, din această carte? Că chiar dacă ești chiar dacă ești timid, văzut prost așa, de obicei nu trebuie să renunți. Cum a făcut Greg Heffley. De ce crezi că jurnalul unui puști s-a vândut în peste 200 de milioane de exemplare? Păi probabil primul om care a cumpărat-o i-a plăcut cartea, a citit celelalte volume, le-a recomandat prietenilor săi, prietenii le-au recomandat celorlalți prietenii săi și tot așa s-a răspândit prin toată lumea. Ce are diferit această carte? În general, noi puști nu e o carte atât de plictisitoare. Adică, pur și simplu, e acțiunile în alte părți e amuzantă. Mama lui Vlăduț este autor de cărți și susține că, pe lângă entuziasmul micuțului de a lectura o carte amuzantă, a găsit și un mesaj puternic printre rânduri. Bullying-ul este unul dintre subiectele delicate pe care jurnalul unui puști îl dezbate într-un mod amuzant, dar educativ. Ce crezi că am învățat Vlad din experiența lui cu jurnalul unui puști? Mi-am pus și eu problema asta și chiar l-am și întrebat. Eu asta am reținut de la el, că cumva prin traseul acestui personaj, prin evoluția lui, te ajută și pe tine să te obișnuiești cu felul în care ești, să te accepti, să te întregești cumva. Povestea lui Roderick Heffley a fost și ecranizată într-un film numit The Diary of a Wimpy Kid, care însă nu s-a ridicat la nivelul cărții. Și dacă băieții se delectează cu jurnalul unui puști, și fetițele au parte de lectură distractivă. Însemnările unei puștoaice este o altă carte care face furori în rândul copiilor. Din aceeași serie noi recomandăm și Minunea, un volum care dezbate amplu acceptarea de sine și acceptarea celor din jur la o vârstă fragedă. Această carte a fost ecranizată recent într-un film extrem de emoționant, avându-i ca protagoniști pe Julia Roberts și Owen Wilson. Da, a făcut furori, ca să folosesc un clișeu pe cartea asta. Știu că la un moment dat, veșnica discuție, ăștia mici nu mai citesc ca pe vremea noastră. Da. Bine, nu mai punem la calcul că 60% din ce ni se dădea în programa școlară era de o mizerie totală. Dar asta, știu că jurnalul unui puște aveam toate exemplarele până la o anumită vârstă. 200 de milioane de exemplare s-a vândut. Cineva a știut să facă treaba așa cum trebuie. Am auzit de Mizerabili, parcă ai zis, nu? Și am citit zilele trecute ceva despre Victor Hugo, ce când a ajuns la Vamă, Vamă și l-a întrebat numele Hugo, prenumele Victor, ocupația, scriitor. Vezi, zice, asta nu e meserie. De ce te ocupi așa, de în ce trăiești? El a zis, din pană. Bine, hai, deci ești negustor de pene. Poveste adevărată? Da, poveste adevărată. Da. Azi, cu ce te ocupi tu, cu ce trebuie, într-o pană, zici. Nu, negustor de pene. Pentru generația ta, care a fost cartea aceea? Cei trei moschetari. Aha, corect. Clar, o ia dormit sub. Știam și începutul, de exemplu, după 20 de ani începea așa, într-o încăpere aparatului regal pe care deja o cunoaștem din... Asta era începutul, când cunoșteai din cei trei moschetari, urma după 20 de ani și Vicontele de Brașov.
Am înțeles, le-ați asta, devorat. Da, cu da, asta da, v-ați da, ocupat. Da, recunosc, de ce? Adică știam... Când era atâta timp să vă apucați de fumat, de exemplu. Da, citeam cu astea, cu moschete, cum se băteau ei, cu Richelieu, cu D'Artagnan. D'Artagnan a existat. D'Artagnan este personaj real, capitanul D'Artagnan a murit în asediul de la Maastricht. Uh-huh. Deci a fost personaj real, are statuie, are celelalte trei personaje, Porthos, Aramis și cu Nentu. Athos, erau inventate. Dar capitanul D'Artagnan chiar a existat. Vedeți? De-aia îl ținem pe lângă noi. Mai... Da, pe lângă curtea omului. Mai... Da, cel mai da, bun multă carte și uite unde a ajuns. Da. Dacă ți-aduci aminte, noi l-aveam pe Luci Lotoroșanu, care era pasionat de cele trei cărți de trilogie și care ne zăpăcea de cap. A trebuit încet, încet să mai răsfăim și noi, pentru că nu puteam ține pasul cu el. Aveam colegi pasionați de câte o carte și uite că se lipea cartea de om și îl ținea toată tinerețea. Adică nu schimba de la una la alta. Bine, mai erau unii care nu acceptau sfârșitul cărții și anticipând ce se întâmplă acum cu variante diverse pentru finalul unui film, de exemplu, scriau ei finalul cărții, de exemplu, la Singur pe lume, știi? Nu-ți plăcea că pe final murea sufletel, nu? Da, atunci nici la Vicontele de Bragelon nu l-am acceptat. Nu. N-am acceptat că moare Porthos, chiar uneori îmi dădeau și lacrimile, așa, când și când a murit D'Artagnan... N-am fost om pe bune, vorbesc foarte serios, pe la 14-15 ani, dar acum, na. Acum pierde steaua vorba aia și tot nu te da, superi. Exact, FCSB. Iată cum te-a întărit cartea, dragul meu. E